Salut! Se pare că acesta este videoclipul cu numărul 1000 de pe acest canal. Nu-mi vine să cred că în 2 ani am uploadat 1000 de videoclipuri. Eu zic că am nebunit. Mă rog, știți cum toată lumea la o anumită sumă de abonați sau la un anumit număr de videoclipuri face ceva special? Eu nu o să fac nimic. Asta e, în viață trebuie să fii mai diferit, trebuie să faci ca toate pușlamalele astea, nu. Eu nu. Eu de ce? Mai puțină muncă, mai mult stat. Păi cum? Eu m-am gândit, bă, hai să mai zic o povestioare de-astea, câteva povestioare. Băi, taci. Câteva povestioare de-astea de-ale mele, cum au fost și data trecută, că video trecut a fost brânza de l-am povestit eu, s-au făcut aproape 4000 de vizualizări și 4000 de oameni s-au uitat la o brânză. E clar, brânza e secretul succesului. Cum nu am avut timp de un sketch azi, m-am gândit să vă povestesc câteva întâmplări minunate de ale mele. Sper să le învârstă, pot să zic babe sau moș. Ia asta, așa să văd dacă am moș pe canal sau babe. 2,4% din videoclipurile mele sunt urmărite de oameni peste 65 de ani. Ce părere aveți? O să încep cu cea mai recentă întâmplare cu un moș. Deja m-am făcut râs, frate. Mergeam foarte grăbit la școală, afară ploua, nu știu ce burnița era, oricum urât afară. Mergeam destul de repede, bă, frate, stăteam acolo căștile în urechi, mă gândeam la nimeni, mă gândeam acolo. Băi, merge acolo, merge acolo, merge acolo. Băi, frate, și în fața mea era un om, că până să-l văd la față nu știam că e moș. Băi, și cum ploua, cum era acolo, aici era balta, aici era moșul și aici era locul prin care puteam să trec eu. Nu exagerez, era un spațiu atâta prin care dacă făceam o schemă 360 de asta, treceam și eu și mergeam mai departe. Eu acolo în mintea mea ziceam, bă, frate, locuiesc pe ăsta, dă-l, nu știu, mă grăbesc, n-am treabă. Cum mergeam acolo, omul mergea așa frumos, cum ocupa el totul. Trebuie să zic așa, cum pășeam, bă, s-o întors ăsta deodată. Băi, și ce credeți, frate? Cel mai neașteptat și neobișnuit gest. Ia una bucată de deget, una bucată de nară și te face pentru a exterioriza și a curăța calea mucoasă. Când o stuchită la mucoasa aia. Deci când o stuchită la mucoasa aia, bă, direct în balta am călcat, frate, direct în balta am călcat. Muce, eram acolo și când m-am speriat, frate, și am călcat direct în balta, am zis nu. Vedeam așa mucii cum trec prin față, știi? Zic, acum râd, dar atunci eram o leacă nervos că omul direct mucoasa era să-mi dea. Și ce față credeți că a avut? Prin fața mea se înțelegea că, bă, domnule, ce faci? E normal? Omul parcă era pe pastile, la modul... Bă, mă rog, asta e prima întâmplare. Eram la școală după școală, eram micuț, a doua, nu știu cât eram, bă, frate, și învățătoarea asta mea era tot o doamnă trecută de vârsta mijlocii. Cum stăteam afară după ce terminam temele, ne lăsa să ne jucăm. Bă, frate, era frumos, vară, mă rog, primăvară, ce spre vară, ne jucam cu mingea și... Băi, atunci mi-a trecut mie prin cap că Messi parcă lovise așa din voleu și-o da parcă nu știu ce gol, cu o viteză uluitoare și logic în mintea mea de copil, de ce să nu încerc și eu? Frumos mi-a ridicat mingea, băi, și când am avut contact cu mingea, băi, eu prins o viteză bine pentru vârsta aia, așa. Când ești, ai un metru și o flecme și dai cu șutul, nu-i tare, dar în mintea mea era tare. Băi, frate, când am văzut cum s-o duc mingea, parcă era tot așa cu încetinitorul, nu știu. Și-o văd așa că se duce drept și la un moment dat ia curba spre stânga. Băi, soră, unde te duci? Mergi în fază. Ia ghici ce era în stânga. Oare? Mașina lui? Învățătoarea. Băi, când o luat asta un efect, direct în capotă, frate. Deci nu exagerez, parcă căzuse Oana Roman pot direct pe tabla aia. Portbagajul ăla s-a strâmbat efectiv așa de tot, așa o gaură s-a făcut. Eu acolo deja îmi pregăteam discursul ăla cu... Dar nu, eu nu, nu, eu nu. Ăla mi-a ridicat mingea, nu. Dacă mi-a ridicat mingea, nu-l lovesc, nu, nu. Da, mă rog, când a venit aia, au turbat, nu știu cum, mă rog, astea sunt întâmplări trecute. Plare era când stăteam eu la blocurile astea de alături și nu știu ce făceam, vorbeam pe acolo cu niște prieteni. Băi, și tot era o babă pe la etajul 3 care tot ne alunga, că zicea că ne dă cu borcane în cap, cu ramuri, cu televizoare, cu ce nu dădeam. Bine, noi nu credeam, vedeam acolo de legea noastră, suntem copii, facem alea. Bă, frate, ca ultimul leopard de la care stă așa să-și prinde prada, s-a ridicat baba asta așa după geam. Băi, și cu o găleată de aia albastră, pune așa pe pervaz. Tot așa un vânt la găleata aia. Băi, se simțea din aer, măi, de la etajul 3 mirosul de apă, de aia de murături, mă. Băi, deci simțeam efect efectiv aia 5 ani pe care i-o ținut în beci să se mureze broșile și dovleceii și tot, bă. Pentru mine la vârsta aia s-a simțit așa ca o palmă dată așa pe spate când ești ud. Foooo. Acolo pe jos nu știam să mai ridic, nu credeam că mi-a dat Dumnezeu așa cu paleta de tenis în cap. Vă zic, pe aia bună vă las pe final, acum vă mai zic încă una. Eram într-o excursie, parcă în trap. Asta nu știu, cine nu știu unde mă dusesem, dacă nu chiar și mai mic. Bă, frate, și erau, nu știu, unguri de aia, frate, care când trebuie să intri, trebuie să plătești un leu ca să faci pipi. Eu nu înțeleg chestia asta, să plătești un leu ca să poți să faci pipi. Adică după ce că se poate recicla și se poate face ceva bun sau poți să uzi o plantă, frate, nu știu, zic și eu, trebuie să dai un leu ca să te exteriorizezi, na. Erau aici niște băi, frate, știi, știi, intra pe aici, așa, asta era cu spatele, ieși să fumeze țigară. Băi, și cum orgoliu meu era că eu nu dau un leu ca să fac pipi, apoi eu nu dau un leu ca să fac pipi. Asta o credeam eu. Bă, cum stăteam acolo și am intrat că ceilalți au plătit, eu n-am plătit și cum stăteam și mă ușuram acolo. Puc, sau de așa ceva, ca o clanță. Puc, nu-ți mai trebuie pipi când auzi asta, știi, și dai direct să ieși. Și când vrei să ieși, opa, parcă vezi că nu mai cum. Bai de capul meu. Stătea așa femeia lipită de ușă. Eu acolo ajutor.
ajutor, 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 vă rog, ajutați-mă. Dacă nu dai un leu, nu ieși. Vă rog, v-am vrut să fac pipi, vă rog, ajutor. Dacă nu dai un leu, nu ieși. Și iată cum a trebuit să-mi calc efectiv pe orgoliu și să-i dau un leu femeii, să mă lase să ies, că altfel muream în pipiul meu propriu. Și acum cea mai bună, frate, era micuț, ok? Era micuț. Era la blocul vecin așa un fel de loc unde era șmecher să stai, pentru că era cool, era așa mai strâns și era cool, frate. Bă, frate, și acolo era un moș care nu ne suporta, deci efectiv striga de fiecare dată: când e la bău, mă, și plecați de aici. Că noi nu, și știi, la un moment dat ieșea ăsta și noi fugeam. Când pleca ăsta înăuntru, noi iar fugeam. Bă, la un moment dat noi am plecat că ne-am plictisit, dar ne-am reîntors. Dar moșul cum era trecut prin viață, ăsta cred că a ieșit și s-a ascuns după. Bă, frate, și cum ne plăcea nouă să-i strig, să-l strigăm așa, să-i facem în ciudă, că nu ne prinde, că nu știu ce, strigam pe acolo să facem gălăgie. Eu eram mai în față și ăștia erau mai în spate. Decât să fii tu, mai bine stai tot, vă zic, prietenește. Bă, frate, ăștia-l văzuse, știi, și numai care pe care, frate, știi, fiecare pentru el, cum se zice. Eu când eram mai mic aveam cheia așa la gât, știi, aveam cheia la gât ca să nu pierd. Băi, când mă prinde așa asta de cheie și mă trage, cum eram mic, prima chestie pe care am făcut-o, am dat drumul la barac, am udat florile, am potolit secet, mai pe scurt m-am pișat pe mine. Băi, frate, tremuram tot, cine știe ce dracu, și m-am văzut pe la tupișorica. Pe acolo, ajutor, ajutor. La vârsta aia prietenul meu a hotărât să... Am făcut-o, am dat drumul. Frate, mi-era așa de frică și era așa călduț în pantaloni. M-am uitat așa și era băltea acolo, bă, frate, bă. Așa mergeam spre casă. Ce oameni nemiloși așa, frate, ce trist e să fii așa moși, să nu-ți placă copiii. La poliție plecați, că nu-i voi, că nu-i voi, că sunteți copii, că nu-i voi. Toate ca toate, dar pipiul ăla n-o să-l uit în viața mea. A fost pipiul care m-a făcut bărbat, frate. Cam astea au fost întâmplările mele cu moși. Dacă mai aveți vreo idee cu ce să mai povestesc eu, lăsați acolo în comentarii. Da, mie mi-e foarte foame, o să mă duc să mănânc, așa că ne revedem data viitoare. Aveți grijă de voi și de vezica voastră, vă sărut dulce. Pa, bă. Coming to play, you know I'm coming around the